Clubul Astra și jucătorul Florin Lovin au ajuns la un acord privind semnarea unui contract valabil pentru un sezon, cu opțiune de prelungire din partea clubului pentru încă unul. Jucătorul de 33 de ani se laudă că a jucat pentru München 1860, Mattersburg, Steaua, Oțelul sau Concordia Chiajna. Lovin urma să se prezinte la primul antrenament al echipei în vederea pregătirii noului sezon, când urma să își pună și semnătura pe noul angajament. Colaborarea dintre cei doi a început la Concordia Chiajna și faptul că au lucrat împreună înseamnă mult pentru Lovin. A contat foarte mult că Marius Șumudică este antrenor. E important să lucrezi cu oamenii cu care te înțelegi. Cred că vom face treabă bună împreună. Astra reprezintă un nume în ultimii ani în România. Pentru mine, șansa de a juca în Liga Europa e un lucru enorm. Euforia tunarilor de la Arsenal Malu după câștigarea campionatului județean de fotbal s-a mai estompat și acum sportivii au o singură preocupare, întâlnirea cu Făce Voluntar 2 din barajul pentru accederea în Divizia C. Meciul tur va fi sâmbătă în deplasare, o partidă așteptată cu încredere, care poate fi împlinirea unui vis mai vechi. Bineînțeles, pentru asta am început proiectul ăsta, dacă nu crezi în visele tale, degeaba visezi. Pentru asta am început, să ajungem aici, să simțim bucuria victoriei astăzi pe teren, pe acest super stadion, să vedem suporterii noștri cum au venit într-un număr atât de mare cum n-au fost niciodată pe stadion și cum ne-au încurajat și să jucăm un meci superb și cu voluntari. Meciul cu FC Voluntar 2 se anunță foarte greu, mai ales că se aude că în lotul de sâmbătă vor juca și fotbaliști de la prima echipă. Va fi într-adevăr, va fi un meci greu, nimic de spus. Nu știu dacă vor avea jucători de la prima echipă, n-am vorbit încă cu managerul lor, am numărul pentru că ne-am întâlnit la ședința dinaintea meciului de la FRF și am schimbat numerele de telefon, dar nu știam cine va fi campioană și a rămas să ne auzim. Cu siguranță ne vom auzi mâine, vom stabili detaliile și în momentul în care voi ști mai multe lucruri, vă voi da de știre. Pentru practicanții de arte marțiale de la Clubul Sportiv Acvila, a fost o primă parte a anului 2015 foarte încărcată, dar și cu rezultate pe măsură. Momentan, perioada competițiilor s-a încheiat, dar sportivii sunt zilnic la sală la antrenamente. În următoarea perioadă vom participa la niște stagii de pregătire, la Kempo și la Jiu-Jitsu. Cea de la Kempo este la Mare, la Venus, cea de la Jiu-Jitsu este undeva la Moldova Nouă, cu trecere în Serbia, o localitate unde sunt două cluburi de karate și va fi un schimb de experiență. Noi sperăm să fie o experiență foarte bună și să ne întoarcem cu bine acasă. Pentru sportivii de la Acvila, pregătirea va continua cu antrenamentele pentru obținerea centurilor colorate și negre. La sfârșitul iulie se va susține examenul de centură. Vom lua o scurtă vacanță până la jumătatea lunii august, vom reveni pentru câteva zile și după aceea va continua vacanța până la 1 septembrie. În luna septembrie avem deja Open-ul Brașovului, la Jiu-Jitsu avem Balcaniada, unde vor participa și sportivi de la clubul nostru și vor mai fi câteva competiții naționale. Deci ne pregătim pentru anul competițional de toamnă. Maratonul de mișcare se numește acțiunea pe care sala Chelmsley Hardy o va găzdui sâmbătă 20 iunie, începând cu orele 10, la inițiativa unor tineri care apreciază sănătatea și mișcarea. Giurgiuvenii sunt așteptați să vină în număr cât mai mare, intrarea este liberă, iar organizatorii ne explică mai bine de ce este important să abordăm un asemenea concept. Vom avea 6 instructori din București, renumiți, foști sportivi de performanță, fotbaliști de performanță, campion național la kickbox, handbaliști de performanță, actual instructor de aerobic și kangu jumps și în ultimul rând instructor și din Giurgiu. Vă voi vorbi despre noul tip de antrenament care se numește freestyler. Este un concept nou pe care noi îl promovăm în orașul nostru de foarte puțin timp. Important este ca lumea să afle despre el și să știe ce beneficii aduce. Freestylerul este un nou accesoriu fitness care s-a născut din necesitatea de a îmbunătăți calitatea stilului de viață și de fitness, bineînțeles. Poate fi folosit atât individual acasă sau la birou, cât și în activități de grup. Dintre beneficiile acestui tip de antrenament, putem să enumărăm dezvoltarea forței, îmbunătățirea sistemului cardiovascular, și a coordonării și, bineînțeles, ceea ce își dorește orice femeie, arderea unui număr cât mai mare de calorii.